Sperăm că o să fie și multe goluri în divizia. Sper, din suflet, da. Să ajute echipa. Suntem foarte bucuroși de performanța pe care am realizat-o, dar totodată suntem și conștienți că nu trebuie să fie decât un primul pas spre marea performanță. Spre acum ajungi pe prima scenă a divizia, trebuie să confirmăm ce am făcut în divizia B și am vrea să facem ca, așa cum a spus și Sandy, toți suporterii să fie mulțumiți de noi și în continuare. Câștigătoarea seriei 1, Fotbal Club Constanța, având echipament închis, a primit replica formației Ceahlăul Piatra Neamț. Meciul nu mai avea practic decât o importanță secundară, promovarea constanțenilor pe prima scenă a fotbalului românesc fiind consemnată prin avansul considerabil în clasament, cu multe etape înainte. De reținut că partida s-a disputat pe stadionul din Megidia, pentru că terenul de pe stadionul 1 mai din Constanța intrase deja în refacere generală spre a arăta cât mai bine în sezonul viitor, dar am ținut să filmăm aspecte din acest meci care simboliza despărțirea echipei constanțene de divizia secundă. Tovarășe Emanuel Hașoti, vă rugăm să caracterizați în câteva cuvinte succesul echipei pe care o conduceți. Constanțene, mari iubitori ai fotbalului, și-a dorit o echipă de divizia. Acum, wow! Lupta n-a fost ușoară, mai ales având în vedere că am avut contracandidați foarte puternici. Iași, Brăila, Buzău, chiar Mizilul.